Mai este o săptămână până la mini-vacanța de 1 decembrie și mai puțin de o lună până la vacanța sărbătorilor de iarnă. Oltenii care vor să petreacă aceste zile la munte sau într-un cadru exotic deja își fac rezervări. Agențiile de turism au anul acesta oferte care pornesc de la 850 de lei pentru două persoane și pot ajunge până la 2000 de euro. Dacă au un buget mic alocat vacanțe de 1 decembrie, de exemplu 850 de lei pentru două persoane, poți să aleagă călimărești și cărciulata, un sejur de 3 nopți cu fișă cont de 50 de lei pe zi de persoană, adică 100 de lei pe zi de cameră. Dacă au un buget peste 1000 de euro, 1000-1200 de euro de familie, atunci poți să-și aleagă hurghada din Egipt, unde în afară de 7 zile de relaxare la soare și o baie în Marea Roșie, poate să viziteze contra cost, bineînțeles, piramidele, Luxorul, Valea Regilor, să facă și o croazieră pe Marea Roșie. Cei care deja și-au ales destinația trebuie să nu uite că au nevoie de certificatul verde. Pe lângă cardul de credit, certificatul verde le poate deschide ușa hotelurilor. Și anul ăsta sunt restricții deosebite, în sensul că doar cei vaccinați poate să participe la sărbătoarea de Crăciun sau de Revelion, adică doar cei vaccinați pot să fie cazați în hoteluri. Asta să ne fie clar. Cei care nu sunt vaccinați nu au ce să caute în hotel, pentru că nu-i primește. Anul acesta, prețurile sejururilor de Crăciun și Revelion au crescut cu până la 20%, dat fiind că facturile la utilități au fost majorate, dar și cursul valutar este altul comparativ cu anul trecut în aceeași perioadă. Agențiile de turism speră ca vacanțele să fie din nou prioritare pentru români, mai ales că există posibilitatea reluării acordării voucherelor către bugetari și nu numai. Acest lucru ar fi o gură de oxigen pentru mediul turistic. Ar ajuta, pentru că anul ăsta s-a simțit foarte pregnant lipsa acestor vouchere de vacanță. Numai că se pare că litoralul nu va mai fi ajutat în 2022 cu aceste vouchere de vacanță, cu aceste etichete de vacanță. Va fi ajutat doar sectorul balneo și agroturism. Indiferent cum vor alege să-și petreacă sărbătorile, oltenii se vor putea bucura de luminile și decorațiunile care împodobesc orașele și nu numai.